Guvernul condus de Maia Sandu a picat la moțiunea de cenzură inițiată de socialiști. Acest demers a fost sprijinit în Parlament și de aleșii Partidului Democrat. Cine este pentru, rog să votați. Număratorii, vă rog să dați rezultatele votării. Sectorul 1, 27. 27. Sectorul 2. 36. 36. Sectorul 3. Sectorul 3, 0. Stimați colegi, în rezultatul votului, cu 63 de voturi, moțiunea de cenzură este adoptată. Înaintea votului, Maia Sandu a avut un mesaj către deputații care au ridicat mâna pentru demiterea executivului. Din discursurile dumneavoastră am înțeles că sunteți împotriva justiției. Am înțeles că sunteți împotriva oamenilor acestei țări, pentru că ați uitat că trebuie să slujiți poporul și nici măcar nu aveți curajul să vă asumați această răspundere și acest vot. Sunteți atât de lași încât nu puteți să spuneți pe față că votați împotriva guvernului pentru că vă este frică de justiție adevărată. Astăzi nu ați trădat doar un guvern care apără interesele oamenilor. Ați trădat fiecare cetățean care își punea speranțele că în curând se va face dreptate și se va trăi mai bine. Prea mulți dintre voi au trădat acest popor de multe ori, când sărăceați țara prin scheme, când l-ați susținut orbește pe Plahotniuc, când ne-ați alungat rudele și prietenii în afara țării, când v-ați supus justiția și instituțiile pentru a vă acoperi abuzurile, sau când ați închis ochii și ați permis ca aceste lucruri să se întâmple. Știu că printre voi sunt și câțiva oameni care pun preț pe onestitate și cu care am colaborat bine. Vă cunosc personal și cred că nu sunteți de acord cu ceea ce se întâmplă astăzi. Din păcate, nu a fost suficient pentru a-i putea opri pe cei care s-au speriat că vor răspunde pentru ilegalități. Pe cei care s-au speriat de un guvern care a pus dreptatea, onestitatea și nevoile oamenilor în capul mesei. Vouă, celor speriați, mă adresez. Nu v-ați săturat de furat? Nu ați obosit de scheme? Nu vă trag la pământ șmecheriile și trădările? Vă vedem, toți oamenii vă văd. V-a speriat gândul că de acum încolo veți pierde controlul asupra justiției. Nu vă place justiția liberă. Preferați averile mari, mașinile scumpe și jocurile murdare pe seama oamenilor, dar nu sunteți pregătiți să plătiți pentru asta. Însă acest popor iubește libertatea. Acest popor l-a fugărit pe Plahotniuc din țară. Acest popor va fugări orice impostor care le calcă în picioare demnitatea și libertatea. Înțeleg, v-ați speriat. Când guvernul a oprit schemele de corupție din care vă hrăneați ilegal ani la rând, v-ați speriat. Când guvernul a pus la punct licitațiile dubioase din care extrageați venituri grase, necuvenite, v-ați speriat. Când guvernul a început să facă regulă în vamă, v-ați speriat. Când guvernul s-a angajat să găsească un procuror general care să bage hoții la închisoare, în loc să execute comenzi politice, v-ați speriat atât de tare încât vreți să dați jos guvernul. Ați uitat însă un lucru important. Puterea acestui guvern este în oameni. Acești oameni au dat jos o dictatură. Ei vor da jos pe oricine le încalcă voința. Voi, cei care v-ați speriat atât de tare, nu faceți înțelegeri pentru a proteja interesul cetățenilor. Voi faceți înțelegeri pentru a vă proteja pe voi. O să ziceți că și noi am făcut înțelegere? Da, am făcut, pentru a scăpa țara de ciumă. Știam ce facem, nu eram naivi, știam că intrăm într-o guvernare extrem de complicată. Știam că unii dintre voi au fost complicii lui Plahotniuc. Știam că riscăm să ne compromitem imaginea. Însă noi nu facem politică pentru imagine,
Plahotniuc trebuia oprit înainte ca să transforme țara într-o moșie personală, de care poate dispune cum vrea. Și l-am oprit. Noi am făcut coaliție ca să salvăm oamenii de teroare și să prevenim o dictatură. Voi vreți să vă salvați interesele personale. Noi am creat o majoritate parlamentară pentru a salva oamenii de sărăcie. Voi vreți să vă salvați averile și palatele. Da, cred că se află aici și din cei care nu vor să intre în jocuri murdare, care își doresc să avem instituții financiare, funcționale, care apreciază eforturile noastre de a curăța justiția. Îmi pare rău că vă lăsați folosiți, că nu opuneți rezistență celor speriați de intenția guvernului de a face o justiție adevărată. Astăzi, cei speriați sunt mai mulți. Nu cred că ei au mustrări de conștiință. Ei iau în deridere moralitatea, onestitatea. Caută mereu să deturneze procesele democratice, să joace prin șmecherii, să facă înțelegeri pe la spate. Și când au văzut că noi nu mergem la șarlatanii, că nu ne pot corupe, că noi nu ne vindem, că nu putem fi luați cu interese personale, s-au sfătuit cum să scape de noi. Ați decis să scăpați de noi când am adus bani în țară, am deschis ușele capitalelor europene pentru Moldova, am pornit schimbarea din temelia țării. Ați decis să scăpați de noi când am oprit furturile din banul public. Dar cel mai grav, v-ați sfătuit să scăpați de noi când am început să facem viața mai bună pentru oameni, să distribuim bani din buget pentru a-i putea ajuta pe cei mai nevoiași, să mărim asistența socială, să creștem salariile oamenilor. Unde s-au mai văzut democrați care să voteze împotriva democrației și socialiști care să voteze împotriva ajutorului social? Nu v-ați hotărât să scăpați de noi ca să faceți un bine acestei țări. Voi vreți să continuați schemele nestingherit, iar noi vă punem piedici. Voi vreți să trăiți în lux pe spatele cetățenilor, iar noi închidem robinetul din care furați cu nemiluita. Pentru că vreți să nu vă dea nimeni peste mână când furați. Încă puțin. Când ați auzit că va veni un procuror liber, ați început să vă zbârcoliți. Doamna prim-ministru, mai aveți un minut. V-ați arătat adevărata față. Pentru că fără un procuror independent, sperați să puteți fura iar și iar. Sperați să puteți trăda de câte ori aveți nevoie. Noi știam ce apucături aveți, dar am mers înainte pentru că misiunea noastră era să construim justiția adevărată. Să avem un procuror curajos care să facă ordine și să oprească hoții care sugrumă Moldova. Vreți să dați jos guvernul, sperând că așa vă veți salva. Poate veți răsufla ușurat o vreme, dar fiecare primește justiția pe care o merită. Unii plătesc păcatele repede, alții fug, dar mai devreme sau mai târziu, toți răspund pentru faptul că își bat joc de un popor întreg. Poporul nu uită. În iunie, pe întuneric, unii dintre voi, înfricoșați să treacă strada de la președinție la parlament, au decis în ultima clipă să îi se opună lui Plahotniuc. Astăzi, pe lumină și în democrație, ați prins curaj și ați întors spatele poporului. Astăzi, poporul a înțeles. Plahotniuc nu era singurul vinovat. De vină au fost toți cei care l-au urmat. Moldova nu a căzut și nu va cădea. Va cădea dacă asta veți decide un guvern al poporului. Am ajuns la un moment de răscruce în istoria țării noastre. Am văzut cum prin curaj se poate câștiga libertatea, cum demnitatea unui popor poate face cel mai puternic zid să cadă, cum rezistența poate fi dărâmată, poate dărâma un regim plin de teroare.
Vă mulțumim, doamnă prim-ministru. Am auzit discursul dumneavoastră, am înțeles. 10 secunde, eu deja două ori am conectat secundomerul. Am înțeles foarte bine doamna prim-ministru s-a grăbit. Și ce reprezintă. Refuzăm să fim părtași într-un joc în care noi încercăm să stabilim reguli clare și previzibile, iar partenerii de coaliție le folosesc pentru a captura o instituție de stat sau alta. Astăzi a devenit clar și sper că votul dumneavoastră să demonstreze că nu am dreptate, că lupta se duce între cei doi, între cei care vor să controleze instituțiile, justiția și procuratura, pentru a se îmbogăți ilicit prin scheme și șmecherii, ținând Moldova în sărăcie și deznădejde. Și cei care luptă pentru instituții, pentru justiție și procuratură libere și corecte, care ar servi drept temelie pentru creștere economică, atragere de investiție, crearea unei societăți libere și prospere. Astăzi aveți de luat o decizie pentru care o să răspundeți în fața propriilor alegători și în fața cetățenilor Republicii Moldova. Deputații socialiști și democrați și-au argumentat votul prin faptul că guvernul condus de Maia Sandu, luându-și răspunderea față de legea procuraturii, a încercat prin contrabandă să introducă un proiect anticonstituțional. Prin această asumare de răspundere dumneavoastră ați încercat prin contrabandă să introduceți un proiect de lege cu mari probleme referitor la constituționalitate. Nu considerați că este un derapaj antidemocratic din partea dumneavoastră personal? Eu am ascultat cu mare atenție discursul dumneavoastră și mă gândeam la un singur lucru. Dar cine oare a declanșat această criză? Ce am dreptul, președintele Parlamentului? Cine oare a declanșat această criză? De ce, stimați colegi, vă rog să vă calmați dumneavoastră. Cei care suntem aici, încă nu suntem tot poporul, inclusiv cei care sunt în guvernul Republicii Moldova. Și eu cred că nici pe departe nu au dreptul de plin să vorbească în numele poporului Republicii Moldova. După ce a fost votată moțiunea de cenzură, Maia Sandu a ieșit în fața oamenilor și le-a mulțumit pentru sprijinul acordat. Interesul lor era să oprească acest exercițiu care se numea numirea procurorului general, fără ca Igor Dodon să influențeze această listă, respectiv CSP-ul să trebuiască să ia o decizie dintr-o listă de oameni onești, necontrolați politic. Deci asta este lucru care i-a deranjat și oamenii au înțeles că noi chiar suntem serioși atunci când vorbim de reforma justiției și dacă suntem lăsați să venim cu aceste propuneri de oameni onești pentru procurorul general, după asta o să insistăm pe aprobarea următoarelor legi care țin de reforma justiției, o să insistăm pe eliminarea din sistem a judecătorilor corupți, pe eliminarea din sistem a procurorilor corupți și asta îi sperie pe cei care au probleme cu legea. Și se pare că mai mulți din cei din Parlament decât am crezut noi până acum au probleme cu legea. După votarea moțiunii de cenzură, prim-ministrul Maia Sandu prezintă în termen de cel mult 3 zile președintelui Republicii Moldova demisia guvernului. Potrivit legislației, șeful statului inițiază consultări cu fiecare fracțiune parlamentară în vederea identificării unui candidat la funcția de premier pentru noul executiv.